Mârlane! Fii atent aici ce vorbesc cu tine, că am o treabă serioasă. Zi, mă, că te ascult. Mârlane, mă șantajează unul și astăzi vine să-i dau banii. Vreau ca tu să-l prinzi și să afli cine l-a pus. Că am impresia că e mâna lui nebuna aia de nevastă mea. Dar fii atent, trebuie să pară că l-ai prins tu la ciordit, nu că l-am turnat eu. M-ai înțeles? Aha, și mie ce merge la afacerea asta? În afară de ăștia, îți faci super reclamă la afacere. Îți dai seama, mă, ce firmă îți faci dacă... Fac altă firmă? Firmă? Adică reclamă, Mârlane. Păi dacă o să afle presa că ai prins în flagrant un infractor care furat în casa viceprimarului... Aoleu, după ce că te șantajează, te mai și fură, bă, prostii. Mârlane, tu ești idiot? Da, dar de ce întreb? De prost. De gogoașă? Zi-mă, mă ajuți? Normal că te ajut, prietene. Că doar de asta sunt prietenii, să ajute între ei. Păi dacă suntem prieteni, de ce mă iei banii? Dă-i încoace. Care bani? A, ăștia ca să salvezi viața, mă, tăntălăule. Când nu vezi că atrage asupra ta toți infractorii. Vrei să-ți dea dracu în cap, să-ți pierzi memoria, să mama dracu, mai știu eu ce poate să întâmple. Hai, dă-i drumul, dar zic că trebuie să mă pregătesc pentru misiune. Mârlane? E? Sunt la mine acasă. Ha, bine, hai, atunci am plecat eu, pa! Sărunășițele! Ce dracu caută ăsta la noi, mă? Vrei să ne dea porcina? Stai, dragă, liniștită, că e sănătos tun. L-am chemat doar ca să te fac geloasă pe tine. Mârlanu e bărbat! Mă rog, o tentativă. De ce aș fi geloasă pe bărbați? Pentru că boala avansează. Auzi, măgarule, când ți-o-i dau una... Ho, 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 disperat-o că am glumit. L-am chemat să-l întreb doar cum mai merge relația cu tine, că am auzit că te dai la el. Eu? La Mârlanu? Păi, dacă Pupăză nu te mai vrea... Pupăză mă vrea la orice oră! Moartă! Mă vrea, ironicule, dar este frică de tine. Ah, sau de tine. Și dacă ți-arăt că Pupăză mă vrea, ce faci? Mă îmbăt de fericire, ha? Bine, că beat, te violez mai ușor. Ceau, Pupăză! Ce mai face feblețea mea? Uite, tocmai plecam că am ceva de rezolvat. Dar de ce să pleci, dragă, când acel ceva a venit el la tine? Hai, rezolvă-mă. Emma, nu începe iar. Dar nu încep, dragă, că avem determinat ceva ce am început mai de mult. Știi tu? Hai, termină prostiile, că știu că mă vrei. Ba, nu te vreau. Ba, mă vrei. Nu te vreau. Ba, da, mă vrei. Nu te vreau. Mă vrei. Te vreau. Ba, mă vrei, că altfel scr... Vezi că mă vrea? Ce proastă sunt! Am înțeles, nebunule, vrei să te joci? Bine! Vin! Cine nu e gata, îl rezolvă fata! Tot admiratoare? Tot! Bună ziua! Ați văzut pe Pupăză? Dar tu nu știi să bați la ușă, femeie! Scuză-ți, nenea, ăsta, tanti! Plata! Se poate? Da! Acum am bătut? Mm-hmm. Deci îmi spuneți, l-ați văzut pe Pupăză? Nu l-am văzut. Bine. Mersi, tanti. Frata. Păi nu ți-am mai dat o dată. Păi a fost pentru prima intrare. Mă, că și ție îți place? Că altfel nu fie ascunde numai aici. Stai, auzi, dă-mi și mie o deghizare ca să poți să ieși din clădire. Ce dai? Na. Pentru asta trebuie mai mult?
Că dacă află șeful că ai plecat cu inventarul, rămâi șomeră. Domnul, vrei să... Pentru amărâtă de perucă! Ei, nu, pupăză, aia o să o facem noi, numai dacă mi-o pierzi sau o deteriorezi. Pentru împrumut ajunge un pupic franțuzesc. Alo, Gogule, ai citit știrea asta cu violatorul, mă? Nu mă interesează, mă, că eu-s bărbat. Pe mine n-are cum să mă violeze. A trebuit să te intereseze, Gogule, căci că se dă de psihologie. Parcă văd cum crăcește fata. Păi numai să îndrăznească, mă, că semnează singur castrarea. Păi când o veni fiara mea, și-o băga mâna! Haide! Mă, ce diotul! Ai pus-o! Se simte bine mânuța ta acolo? Și-a făcut prieten? Păi eu zic să-și facă și mâna mea, prieten. Eu nu vreau să mă prietenesc cu mâinile nimănui, mă prietenesc cu ale mele. E acasă, pupăză? Nu. Dacă apare, mă suni instantaneu. Ai înțeles, mă? Da. Praf. Gogule, scoală, mă! Hai să mergem la Vandau. Hai că ne așteaptă ăla să-l prindem pe șantajist. Hai, scoală, scoală! Hai să te scot, împitură, sunt! Hai, opa, sus, că dacă scapă șantajistul și mi-a la banii înapoi, te castrezi mai rău ca ea, mă! O vrei? Nu o vreau. Ba, o vrei? Ba, nu vreau. O vrei? O vreau! Ba, o vrei, că dacă mă scap de ea... Yes! Ce bău sunt. Zisese că o vrea. Șantajistă, parte! Hai, apleacă-te! Hai, mă, Mârlane, amândoi suntem hetero, dar nu vrei să sărbătorim așa, nu? Mă, pleacă-te tu, pitule, și-l pun în cârcă! Ce vrei, să-l cari o dita mai patronul? Da, de ce să-l cari eu? Că și eu sunt dita mai patronul, ai uitat că suntem asociați? Da, mă, tâmpitul, dar sunt mai dita mai patronul ca tine, dacă nu crezi aici ne cântărim! Hai, treci! Îngiu mereu! E ușor! Unde mergem acum? La sediu să l-am chetat! Hai, mai repede, la sediu! Mârlane, dar care sediu când... N-avem sediu! Care? N-avem sediu! Hai, ia-o înainte, că până ajungem acolo, văd eu unde-i sediu! Hai, hai! Ai aici tot ce am aflat despre violatorul de psihologe. Din acest moment, Chiorete, ai cazul. Vă mulțumesc, șeful! Servesc patria! Emoția! Vă mulțumesc, șeful! Șeful, dar acelea nu-i trecut nimic, bre! V-a căzut pe... Asta e tot ce am aflat, Chiorete. Restul afli tu cu panorama normalul tău. Și repede că șeful așteaptă rezultatele. Am înțeles, să trăiți! Foc după rezultate! Șeful, totuși... Dați-mi și mie adresa violatorului, dacă o aveți care cumva, ca să nu mai pierdem timpul, bre. Evident că am Chiorete, cum să nu am, vezi că e în dosar. Am înțeles, să-i trăiți, șeful. Este la... E... Am fugit. Au. Cumo? Ți-am zis eu că știu unde să te găsesc, tigrule. Ia fii atent aici, show a pregătit fata pentru tine. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my... Mamă, wow, super! Spune-mi repede cât vrei să intri în locul lui Pupăză în emisiune, hai! Eu? Da. Bună seara, doamnelor și domnilor! În această seară vom avea o ediție specială a emisiunii Pupăza Show, în care Pupăza voi fi eu. Adică realizatoare, vreau să zic.
Așa cum v-a obișnuit și fostul pupăză, astăzi vom avea un subiect bombă. Invitat în această seară... Nu avem. Nu avem, dar avem un subiect. Nu avem. Măcar un predicat, un atribut, un complement. N-aveam nimic? Nu. Chiar vreți să mă dezbrac? Frumos, înțelege. Nu putem să-l ținem până închis la noi în pivniță, că asta înseamnă răpire și sechestrare. Ce vrei, să ajungem ca pe Cali? Miliardari? Nu, Părnaie, idiotule! În Părnaie? Da, da. Copește, crezi că eu nu știu? De-aia mă și gândesc, unde să ne facem sediu? Păi ce ai găsit? Nu, că stai în drum și toate vei întrerup procesul, dar gândire. Dă-i drum, trei jos, stai jos acolo, te nebunesc. De telefonul tău să-l sun pe Vandan, că eu nu mai am minute. Păi de ce ai închis? De ce nu ai răspuns? Că poate avea el minute. Păi nu trebuie să facă legătura între mine și el, că eu sunt șeful firmei. Mă rog frumos, dacă tu ești șeful firmei, ce sunt? Nu suntem asociați? Nu suntem egali? Ce? Băi, îmi face discuția asta, că te crăb. Dă telefonul, că te zăpăcesc. Păi, nebunit, ăștia-ți blochează și tastatura pentru neplata telefonului. De ce nu zici că n-ai plătit și nu poți să suni? Tâmpitule, mișcă și vezi dacă s-a trecut animalul ăla. Hai, dă-i drumul. Ce mai face fleblețea mea? Fleblețea ta face pe drac. Dar ar face mult mai bine dacă ar ajuta-o cineva într-o problemă. Zim cineva? Am pierdut un caz și asta mă face să fiu tare nefericită. O suși degeaba. Trebuie să-i scoți țipla. Ce ai pierdut? Un caz și mă face foarte nefericită treaba asta. Da, dragă, liniștită, că-l găsim. Eu și cu firma mea o să-ți găsesc cazul și ți-l aduc înapoi intact. Întreg cum a fost el. Mârlane, am pierdut un caz pentru că mi l-a luat Chiorete. Mai bine zis, mi l-a furat. Incredibil, domnule, dacă și polițiștii au ajuns să fure între ei, ce-ți mai zice de infractorii de rând? Mârlane? Ce? Ziceai că vrei să-mi alungi tristețea? Oriunde și dacă tu ar vrei! Fii atent ce vreau să faci. Știu ce trebuie să fac, nu trebuie să spui tu. Mârlane, vreau să-l spionez discret pe Chiorete. Să-l... Corect, că oțul-i oț și recidivează precis, că toți oții recidivează, se întoarce la locul faptei, școala în prins, îl dau pe mâna poliției, pe mâna lui îl dau, pe mâna ta mai bine, că ești de la poliție, pe... Da, și ascultă, Mârlane, fii atent. Vreau să mă ții la curent cu tot ceea ce află Chiorete în cazul pe care mi l-a luat, da? Cu japca. Curea japca. Și dacă te ții un curent, te fac fericită? Normal că mă faci fericită, dar vreau neapărat informațiile până diseară. Diseară o să te fac cea mai fericită în ființă după planetă, auzi tu? Abia aștept. Și eu... Mi-a rupt mâna. Să nu spui că... Ce? Te oftiși că mi-a căzut în brațe și o să trăim fericiți până la adânc și la bătrâneți? Cu fraiere, eu zic să rumâna dacă se cuplează cu tine, că așa mai tai una de pe lista lui Van Damme. Ia zi, l-ai văzut pe pupăză? Nu, că n-am venit încă de la emisiune. Care emisiune, mă? Că nici n-a fost la emisiune. Tu n-ai văzut-o? N-am fost. N-am văzut, dar să nu-i spui, te implor, uite, ia de aceea și povestește și mie despre ce a fost. E,
A fost cu mine. Am făcut striptease. Hai da, tine-te-lea că faci mișto de mine tu striptease. Păi tu nu ești în stare să te dezbraci în fața mea și zi-mi că te-ai dezbrăcat în fața 22 de miliarde de telespectatori că ți-are pupa să show. Adică vrei să spui că n-am curaj, a? N-ai. N-am, a? Sex bomb, sex bomb, ia-mă, sex bomb! Stai, dracu, ce faci? Mi-a răsflat și ăsta, zic că da! Stai, dracu, locului, că dacă te vede hermafrodita, crede că eu te-am zis, mă! Ia răsflat și dă-te, dracu, dă-te! Nu zici că aș putea să fac din asta o meserie? A început să-mi placă! Tot vine el acasă. Că doar nu dormi pe străzi. Zi mersi că te-am tras de peruca aia. Că altfel puteai să stai acolo legat fedeleș mult și bine. Și cu căluși în gură. Că n-aveam 20 tu că ești tu. Trebuia să-ți dai seama, idiotule. Tu de ce crezi că făceam? Păi tău să știu eu, bă, ce înseamnă. De unde să știi? Asta însemna sunt eu pupăză. Fii atent aici. Dacă îmi taie șeful din salariu că am lipsit de la emisiune, te omor, te... Unde ești? Te omor, nemernicule. Pupăzel, stai liniștit că nu stai. Dar tu de unde știi? Păi nu mai are din ce să stai. Că eu sunt noua prezentatoare a emisiunii tale, care acum se numește Pupăza Show. Ce face? Ce? Face, pupăză. Dar dacă mă ajut cu ceva, s-ar putea să mă răzgândesc și să-ți dau fost înapoi. Da, fac orice, fac... Nu mai sex, nu. O, disperatule, că nu asta vreau. Dar ce, dragă, sunt așa respingătoare? A, nu, dragă, nu, ba din contră. Chiar și acum aș sări pe tine, dar... Dar... Nu vreau să strig relația cu Van Damme. Că ăla te iubește ca nebunul. Mă iubește? Da. De unde știi? Mi-a zis mie. Mi-a dat și bani ca să mă dau la tine să încerce să vadă dacă ești fidelă. Auzi, dar nu cumva să-i spui? Că dacă îi spui, el ți-ar putea să... putea să-mi ia banii înapoi! Adică tu nu ai venit aseară la mine pentru că ai stat să-l păzești pe pupăză, care era închis în pivniță, dar tu n-ai știut că e pupăză, pentru că l-a făcut... Dar tu n-ai știut traducerea lui... Corect? Corect, vezi, ai înțeles. Hai să-ți spun ce cred eu că s-a întâmplat. Cred că ai stat să păzești o altă pupăză și ai uitat de mine. Nu, iube, pe cuvânt, nu e așa. E cum ți-am spus. E doamnă, nu? Vreau să-ți mulțumesc pentru clipele de pază, de neuitat. Iubi, ești paranoică. Foarte paranoică și vezi că este conflict de interese cu meseria ta, că doar ești dita mai psihologul. Uite, te rog frumos, eu n-am citit mesajul, citește-l singura. Nu uita ce te-am rugat. Doar tu mă poți face din nou fericită. Afrodita. Deci asta era pupăza, nu? Dar nu e adevărat. E o farță. E o glumă proastă. Pe cuvântul meu. Serios? Da, serios, jur pe roșu. Ce vrei să faci? O altă farță. Adică? Da, ca să pot să mă ocup de prima. Iube, deschide. Alo. Hei. Alo? Domnul Casapov, îmi pare rău, dar trebuie să anulăm programarea din această după-amiază. Dacă am zis că o anulăm, o anulăm! Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere. La revedere! Iubi, ascultă-mă, asta nu e telefonul meu! Nu. Iubi, ia lui Mârlanu, dacă vrei să te convingi, miroase-l că duhnește a slănină! Bă, tu ești sigur că era vorba despre violator? Sigur. L-am auzit eu cu salățile mele astea, cu urechile mele, când îi zicea lui Matescu. Ea și zis cum îl cheamă. Casapov. Mă, da, dar ar naiba în paranormalului. Lasă, faci. Păi tu rog să te bucuri, te oftici. Mă bucur, mersi. Păi dacă te bucuri... Hai să împărțim bucuria amândoi, cum ne-a fost vorba. O împărțim după ce îl prind, ca să fie bucuria dublă. Să fie dublă. Hey.
idiotule, că nici nu suntem împreună. Mâine sus, violatorule! Nu e el! Eu n-am vrut să violez, jur. Așa e, că după poziția în care i-am găsit, ea vrea să-l violeze pe el. Băi, o încurcătură, eu venisem să-l arestez pe violator, că mi-a zis Mărlanu că are programare azi. Dar de unde știe Mărlanu ce programare am eu? Am drăcire, George, de la Mărlanu. În nici într-un caz! Mărlane! Aici că nu-i adevărat. Tu te uiți în agenda mea? Mărlane! Tu m-ai mințit? Mărlane, tu-i spui la furisit asta ce fac eu? Te diceți și eu, bobeala! Păi dacă tot ești machiat, Mărlane, îți dă-o așa. Ia bă și pune-ți și asta, dă-te dracu. Bă, dar promiteți că interveniți imediat ce vă dau semnalul? Da, mamă, râtule! Hai! Marș, mă dă-i. Mișcă! Șeful mi-a dat mie cazul că și că fiindcă aflase violatorul, că mata ești polițistă și erai într-un mare pericol, da? Păi și eu de unde să știu? Am crezut că ai băgat o strâmbe ca de obicei, nemernicule. M-ai făcut nemernic, a dracu de pognitoare, că nu-ți mai tace clanța aia să mă poriclești în fel și tip, da? E, lasă că pe chestia asta o să mă duc să-l arestez eu singur pe infractor, că mie mi-a dat șeful cazul, da? Matale rămâi acilea, bine? Ba, matale rămâi acilea, pentru că eu am convins-o pe Teo să-i reînnoiască programarea. Acum... Stai aici, că eu n-am... Stai! Stai, aici, unde te-a trebuit? Acu, păpușică, Barbie, stai, că mi s-a blocat fermoara. Ia-te! Ioan! Ce faci, femeie? Mulțumește-i lui Pupăză. Pentru ce să ia? Ca să-l conving pe șeful să mă primească înapoi. Unde rămăsese, mă? Dar de ce v-am dat mie că doar m-am dat la ea? Și ce ai rezolvat, Pupăză? Ai stârnit-o și ai făcut-o să sară pe mine. Dacă te prind că îi mai faci avansuri, te rup cu bătaia. Păi și cum am mai conving pe șeful, mă, să mă... Șeful. Să trăi, șeful. Normal că-mi vreau emisiunea. Fac orice. Orice, orice. Sex bomb, sex bomb. I'm a sex bomb. Da-n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 a. Sex bomb, sex bomb. I'm a sex bomb. Da-n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 a. Sex bomb, sex bomb. I'm a sex bomb. Da-na-na-na-na-na-na-na. Felicitări, Mărlane! Ah! Mi-a zis Chiorete cât de bine ți-a intrat în rol, bă. Auzi, ia fu și mai îmbracă-te, că mai am o misiune pentru tine. Tau, ce misiune! Să prinzi un pedofil. Hai, mă, că sigur îți pică în plasă, că tu ai fața asta de copil retardat, așa. Stai, bă, unde fugi? Bă, Mărlane! Măi, Cici, potolește-te că n-am pierdut nicio perucă de câte ori să-mi spun. Mă, Pupăză, n-ai adus-o? Înseamnă că n-o mai ai. Mă, Pupăză, ce-am zis eu că se întâmplă dacă o pierzi sau o deteriorezi? Dar nu înțelegi că am împrumutat-o unui prieten polițist pentru un flagrant. Mm-hmm. Trebuie să aduc în 5 minute. Și dacă nu o aducești? Nu mai vine. Încălzim noi puțin? Că poate o să trebuiască să... Nu o să trebuiască, că o aduce sigur. Aha! Ce-am zis eu, o aduce? Ce-a durat, mă, atâta? Ce-i asta, putezării? Ce-ai făcut, mă? Mi-a
eu făcut nimic, Mărlanu. Dar de fapt nici el, violatorul, că a trebuit să l-o atras de pe tipul acțiunii, mă. Și iată ce a rămas. Doctor, termin! Lasă-mă că ți-a dat asta. Că termin mai târziu. Că momentan trebuie să mă termin pe mine. Ai văzut? Ai văzut? Știam eu că trebuie să ne încălzim puțin înainte. Sau mă rog tu, că eu sunt deja încălzită de la striptease-ul pe care l-ai făcut în direct. Sex bomb, sex bomb. Eu sunt o sex bomb. Ia uite, ia uite mă. Uite mă ce am ajuns eu, dita mai vedeta, dita mai producătorul, dita mai pupăză show-ul, să mă hărțuiască o amărâtă de machioză, care nici măcar nu machiază bine, că nu ce-s ca soarele. Nu că n-aș fi atât de frumos ca el. Și nici măcar aici, aici, la mine în birou, în sanctuarul meu, adică al nostru, să nu am, adică să nu avem puțină liniște, puțină intimitate, că intră toate nebunile peste noi, ca să profite de trupurile astea sculptate în granit pe care le posedăm noi doi. Ah! Alo, secretariatul, ce mama dracu face firma aia de pază pe care a angajat-o mogulumă? De ce nu e vigilentă? După ce că eu vă țin aici pe toți, și pe tine, și pe machioza incompetentă, și pe orolacula de la pază, bă, o să vă dau afară pe toți, mă, unul câte unul, câte și pe tine și toți. Trăiți? Bravo, pupăză! Bravo! 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 Și așa vroiam să reduc cheltuielile postului, că e criză. E criză, e criză, se vede, nu? Da, se vede, se vede. Îmi place, ești un om cu inițiativă, să știm. Sunt, da. Da, de mâine te machezi singur. Da, de mâine, da. Te duci la cursul de autoapărare. Da, de mâine, da. Așa, îți răspunzi la telefon singură. Singur, da. Alo, pupăză, da, da. Nu e aici, lucrează. Asta înseamnă să fii cu adevărat showman. Showman. Yes. Yes. Bravo, mă băiet, felicitări. Am bază în tine, mult noroc și succes. Să trăiți, ați fost la sală de curând. Showman. Showman, yes, showman. 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 Bravo, îmi place. Yes, it's time for the showman. Nu vine să cred cât am fost de convingător. Tu dai seama că de mâine... De mâine? Șeful, stați puțin că am glumit și eu să... Șeful, sunt și eu... Șeful, am glumit, sunt și eu în timpul liber, n-am voie, că așa fac și oamenii în timpul liber. Glumesc, se îmbracă și ei mai fisticiu, ce naibii! Ce dai? Am uitat textul. Știu. Haide! Am dat în cameră și de-aia am zis că dai stop. Am dat cu piciorul în cameră. Dai. Eu cred că nu dau cine trebuie. Ba nu, nu, dai bine și dă mai tare. Nu te-am văzut. Ți-am zis eu că știu unde să te găsesc, tigrule. Ia fii atent aici ce titețețe. Ce ți-a pregătit fata? Ce țețe ți-a pregătit fata? Tata, unde să știu ce înseamnă? Unde să știi? Asta însemna sunt eu pupăză. Eu pupăză. Băi, dacă îmi dai șeful din salariu și nu mai am... Și ce bună era. Zi mersi că te-a tras de peruca aia, că altfel stăteai acolo legat feteleș, ce cu căluși în cură, mult și bine. Că n-aveam de unde să-și ducă ești tu. Ne concentrăm, Ionuț? Că numai tu ai rămas singurul care nu te concentrezi.
Dar nu mă lăsa, mai văzut? A ținut-o eu, măi, a dădea să pleci. Acum mă crezi? Da, acum, da! Da, bine acum! Ce, n-a fost bine? O dată! Pentru că am aflat de la Mârlanul care programare aici. Dar de unde mă știi? Dar de unde știe Mârlanul ce... De la tine? De la cum mă rog, Gheorete! Mă rog, caz! De la cum mă rog, Gheorete!